Reduceri uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Deci, o să-l fac așa astăzi. Suntem aici cu, cred că te cheamă Marius, un băiat, care l-am găsit pe Instagram, dar film a găsit pe mine și care a vrut să facem un challenge împreună. Cât subscriberi ai, Mariuse? 1000 și ceva la momentul ăsta, 1100 și ceva. Pune mă că am numește soarele în cască, vedeți că sunt chinez și îmbrăcat în negru. Țin doliu că mi-a murit tumorul, am ieșit pe drum. Facem un challenge că am văzut la Mimi eu și el a văzut pe la nu știu cine. Cu care era challenge-ul pe la mine. Cum a fost prima oară? Cum a fost prima oară? Prima parte la mine, a doua parte la el, o explic mai încolo în video ăsta. Și acum întrebările vor fi super mega random pentru că m-a adus la mama dracu ca să filmăm chestia asta. Eu nu înțeleg niciodată, eu am filmat mereu la mine în cameră, dar fiecare cu gusturile lui, cu camerele lui mai scumpe ca ale mele, fute-n cur. Au țiganii peste drum. Ce caută el aici, ce caut eu aici, cum ne-am întâlnit. Mi-a dat mesaj pe Instagram acum 15 ani și m-a întrebat dacă sunt din Vâlcea și dacă putem face un video împreună și ați văzut că am mai făcut toată un interviu cu un băiat care la fel m-a rugat. Nu neapărat mi-a dat nimic în afară de încredere în mine. Pe scurt am zis da pentru că eram prin Vâlcea, am fost la o nuntă și era și el pe aici, deci de ce nu? Link în descriere. Aveți link în descriere. Aveți link în descriere la ce link e? La canalul meu, da. Dar cum se numește canalul tău? Marius Boban. Boban. Boban Marius, da. Marius Boban, intrați în WC-ul și căutați Marius Boban. Da, m-a plătit o grămadă de bani ca să vin aici, ca să vă întrebați. Neinteresant. Jalnic. Întreabă, ca să fie calor. Întreabă. Deci când te întreb pe tine cum a fost prima oară când nu știu, ai dat-o la apă. Deci nu povestești, eram fericit. Păi era în duș, deci n-am simțit prea multe. Dar... Cât are aveai? Cred că 7, nu știu sigur. Dar nu știam că dau la apă, ai explicat. Am explicat de 15.000, nu știam că dau la apă. Mă, serios, ce durezi? Gen, mi-era cu dușul pe pulă și am văzut că se simte bine și după am dat în continuare, de nu înțelegeam ce pula mea fac acolo. Dar am dat la apă, practic. Da. Care este prima... Cum a fost prima dată când ai avut un crush? Dacă ai avut vreodată, dacă nu-ți plac băieții astăzi. Prima dată când am avut un crush, n-am făcut nimic. Am stat acolo singurel și m-am gândit. Dar în ce clasă era? În ce clasă ești acum? A 10-a sunt acum. Este a 10-a, băiatul, la ce ești? La arte. Așa, ca să învățăm mai multe despre Marius aici, facem... Quiz. Quiz. Facem un quiz, era... A 9, 8, 6, 5, a 9. Da, 8. Era o fată din clasă. Oricum era printre altă la acolo, așa. Sau din clasă? Da, mă, din clasă, da. Asta îi plac băieții și nu știe cum să-l spun. Da, între 8-a, din clasă. Mă dau mai colo. Primul, cum a fost primul, primul telefon, da? A fost... Cred că un Sony Ericsson, care l-am scăpat de la etajul 4 și încă supraviețuit. Pe care? Oh. Un Sony Ericsson... Habar n-am ce model era, de la Sony Ericsson, asta e clar. În ce an a fost asta? N-am nicio idee. Clasa... 5-a... Care asta înseamnă acum 10 ani? 15 ani? 17 mii de ani? Nu știu când e mai exact, dar am avut un Sony Ericsson. Deci voi care vă plângeți cu iPhone X că nu vă ajung, vă fut în cur că n-are nicio legătură, ok? Deci, că, și alții au avut, nici n-au avut, deci este mai bătrân ca mine cu 17 ani. Da. Deci el n-a avut jucat la pietre. Deci trebuia să dea cu piatra în geam ca să te sune, știi? Hai mă afară! Cum a fost prima oară când te-ai gândit că vrei să te fuzi cu cineva? Fie că e porn sau nu. Sau fie că e imaginar sau nu. Prima oară când mi-am imaginat. Adică când ai avut o, prima oară când ai avut o fantezie. Nu știu, nu știu, am încercat să acționez, n-am mai acționat. Încercat să acționez și n-am mai acționat. N-am mai acționat, nu s-a întâmplat nimic, ca și cu primul crush. Ca și cu primul meu duș, da? Încrederea în mine nu era foarte mare, totuși. Așa. Băițel mic. Încă ești mic, deci încă ai fantezie. Trebuie să încerci să mai lucrezi la ele. Da, mă bronzez. Prima dată când ai plecat din Vâlcea, prima dată călătorie în afara orașului. Sau județul. Este interesant. Prima mea călătorie afară orașului, când mi-am băgat bateria până așa, am fost la Craiova să mi-o scoată. Aveți? Da. Pe drum mai rapid mi-a explicat cum era să mor cu o baterie pe nas. Uite, fete. Și am fost la Craiova să-mi scoată o baterie care mi-a intrat pe nas și după aia trebuia să mor dacă mi-a intrat pe nas de tot, adică am înghițit-o, după ce mi-a intrat pe nas am înghițit-o și după aia m-am căcat și când m-am căcat m-am simțit cel mai eliberat om din lume.
Pentru că atunci făceam la oliță. Și olița era în mijlocul casei și m-am căcat și am văzut bateria în vârful pe cadru și era în ceea gen astăzi nu mor. Cum a fost prima oară când ai făcut un video pe YouTube și ai văzut că n-ai view-uri și că te oftiști? Adică cum e un canal la început? Eu nu mai știu de mult, da, la aia. Alpaca profesionist, dați un pic. Unde erau youtuberii profesioniști? Da. Primul meu video, zici? Cum a fost când ai făcut primul video? Ce ai simțit? Ce ai văzut că intră oamenii, că nu se uită, că te-ai oficat, că pula mea s-au intrat? Care e, mă, frate, că aveam 60 abonați. Ne-am făcut primul video sau ceva. Eu n-am avut niciodată. Băi, vestea cu primul video nici măcar pe canalul meu n-am spus-o. Așa. Am stat 3 ore, deci fă aici o cadringă, 3 ore să filmez un video de 2-3 minute. Pentru că eu nu știam să editez, atunci editam un căcat de program gratis. Și aveam un scenariu, frate, lipit de trepied cu scoci. Am scris pe foaia aia cu marcă, ce trebuie să zic. Și nu mi-a ieșit pentru că nu știam să tai. Ce era? Nu știam să tai pe video și să fac. Dar ce era video? De prezentare video, de la Eu sunt Marius. Bine ați venit, Eu sunt Marius și astăzi am 16 ani cur, și... da. Aveți 16 ani și da. Prima dată când ai fugit de acasă. Prima dată când am fugit de acasă. Am fugit tot în Vâlcea. Nu știu dacă a fost pe Capela sau... Ba nu, cred Capela că a fost... Capela e un deal. Capela este Munții Făgăraș. Fix Munții Făgăraș din Vâlcea. Prima oară când am fugit a fost pe Capela și am fost... Dar n-am fugit singur. Am fugit cu... Avea... cu trei prieteni, că aveam prieteni pe atunci. Și am mers pe Capela și era ideea gen să nu știi pe unde mergi și gen să vezi unde ajungi dacă dai de civilizație. Considerând că pe vreme, adică Capela nu e cea mai pădure asta să te pierzi, nu știu ce. Dar fiind mic și n-am fost niciodată pe acolo, părea gen că e gen mergi și după aia scopaci și nu mai știi să te întorci, gen ca în filme, știi, gen te întorci spate, nu mai e drumul. Am plecat ca într-un fel de excursie și ideea e că am ajuns la Bujoreni. Am plecat dimineața de la 10, s-a făcut seara până la 6, am ajuns în Bujoreni, Bujoreni pe picioare, dar prin Capela, adică eu nu vedeam. Bujoreni pe Capela, așa? Da, adică gen, eu n-am văzut pe unde e drumul, gen, efectiv, dacă era drum, nu l-am pe acolo, am luat-o fix printre copaci, în față, am coborât niște fel de pârâie, practic, vreau să-i cuvântuie, așa, am găsit chestii foarte ciudate prin pădurea aia, mai ales că eram mic și mi-închipuiam toate prostiile, când vedeam o pungă prin copaci, era în cea gen acolo, s-a pusin ucis o veveriță, clar. Am ieșit primul zeul satului, ca să-ți imaginezi pe ce pădure am luat-o, am ieșit primul zeul satului și gen, am ieșit, am întrebat oamenii, gândește că vezi niște copii de 12 ani care ies din pădure și primul care te întreabă, auziți? Dar noi unde suntem? Și după aia era baba aia cea gen, sunteți la Bujoreni, maică, și era în cea gen, cum adică sunt Bujoreni, adică am ieșit din Vâlcea? Și era, prim, am mers de am ieșit din Vâlcea și gen, după aia am mers la drum, am văzut gen indicatoare și unul dintre ei și-a sunat fratele. A sunat fratele să vină să ne ia cu mașina și ăla era gen, the fuck, cum pula mea a ajuns la Bujoreni? Cum a fost prima oară când ai... cum ai mers la școală? Cu o zi înainte eram super fericit că încep școala, plec de la grădiniță, yeah! Știi? Și dimineața când m-am trezit, m-am trezit aimesul în școală, eram, nu am vrut să merg. Așa. Eram ca orice copil, dar știi, îmbrăcat în costumașul ăla frumos. Dar ce costumașul ăla? Costumașul ăla, știi, aveai de la... nu contează, că aveai gen... costumașul și un sacoaj la cu de... uniform, dar nu era din aia albastră, aveam fust albastră. Nu, eram... chiar aveam fust albastră? Eu eram băiat când eram mic, nu știu de tine. Păi și eu, da. Băieții aveau fust albastră cu fundă albastră și fetele aveau fust albastră cu fundă roșie, deci practic era una și alta. Ridica la maximă cum vorbește soare. Major Denu, deci toată filmarea cred că am fost. Îmi vin și eu la febă, uite așa. Dacă vezi haine ca mine, nu o să le aveți din viața voastră. Nu ai negre. Uite, dar tot e negru la mine acolo. Și telefon și... tot. Dacă aș fi negru în cap, mă gândesc să mă vopsesc negru. Mi-ar sta bine. Ești. Nu sunt negru, ești. Sunt atent. Dobele? Editare, cine editează? Eu nu editez aia. Că sunete la mine de video le fac cu microfonul, Melene să le aude pe net. Gen, orice sunete lua. Cum ar fi ăsta? Prima ta bătaie, ți-ai luat tu bătaie de toată. Exact, aia vreau să povestesc, dar cred că e la mine video el. Deci... nu mai... prima mea, între ghilimele, o bătaie a fost la grădinița, la grădinița aia cu fustiță. Păi de astea mai de acum mai cu sânge, mai cu pune. Dar mai întreba care a fost prima mea bătaie. Și prima mea bătaie a fost
la grădiniță și n-a fost bătaie și țin minte pe băiatul ăla și l-am văzut pe stradă și acum are pledește, țin minte fute în cur, eu nu uit niciodată, la țin minte pe Traian care s-a fost în spatele clasei, adică eu am fost și Traian mi-a dat mesaj, în caz că dacă mai știți, Traian care s-a fost în spatele clasei și am dat vina pe el și am spus într-o my life și era grădiniță și nu știam cine, mi-a dat mesaj și am văzut video, care erau șansele să le vadă, un băiat de la grădiniță să uită fix la video să știe că el era ăla, țin minte chestia aia, în fine, chestii de neimportanță, în fine, cred că îl chema Cipri sau Adi, habar n-am cum te cheamă mai exact, dar țin minte că eram cu mamaie, eram numărul 1 se numea grădinița și în afară că acolo era o piatră pe care mașina ne tăia, că e mașina timpului și apăsam pe așa, în fine, era un băiat care mi-a dat un șut în foaie, ăla a fost primul lucru care l-am simțit toată viața mea, gen bătaie, fără niciun motiv. Deci fără niciun motiv. N-am înțeles în viața mea ce s-a întâmplat atunci. Țin minte doar că gen mă jucam de-a mașina timpului, cum am explicat. Și era un băiat care efectiv a venit și mi-a dat un șutor cu aia și a plecat. Nu știu, dar aveam fustă. Adică eu nu înțeleg, n-ați avut nicio... Cine a avut fustă la grădiniță? Scrie în comentarii sus fusta, că aveam toți, aveam fustă albastră cu fundiță și eram singurul băiat cu fundiță roșie, adică eram fată oarecum. Deci am spus că... Pentru că n-am mai avut fundiță albastră. Puteți veni la mine, eu nu dau șuturi în coaie. Adică dacă mă supărați. Da, abonați-vă că nu vă dau șuturi în coaie. Da, de asta. Poate să abonezi, mi-a dat șuturi în coaie. Abonați-vă la el, Mare ca să deveniți bombardieri. Și deci v-am spus, nu știu ce o facem la el, pe canalul, facem o parte a doua la el, deci mergeți acolo să dați slava. Aveți link în descriere, da? Da. Da? Da? Dar acum. Știi că link în descriere acum nu mai contează, adică gen, practic ai notări de final. Ai în screen. Adică ți-am pare... Eu nu știu să pun chestiile alea. Horoscop, Goran în Vâlcea. Dacă știți șmecheria să ștergești pe aici, cum să face că niciodată nu sponsoriză? Nici măcar eu nu mi-a dat bani. Nici măcar chestia asta nu mi-a dat bani. Toată lumea primește bani. Eu am tricou de la Pegas, vreau o bicicletă. Ce mai așteptați? Mare Zoman. Da. Vreau o bicicletă. Adică pe voi acum, alții primesc bani non-stop. Eu de ce sărac? Eu n-am înțeles niciodată, cum e posibil așa ceva? Uite că ți-a abonat, ți-am și degeaba. De ce nu dați bani? Dați-mi un leu, toată lumea să-mi dea un leu. Dacă dați toți un leu, sunt bogat. Efectiv, eu nu înțeleg cum sunt sărac. Dar probabil știi că am stat la el pe canal. Mamă, ce ai văzut, am băgat-o. Acum trebuie să mergi la... ca să înțelegeți ce vorbim aici, trebuie să intrați la el. E clar. Și în episodul următor, în caz că mai filmez vreodată ceva cu el, înseamnă că atunci m-a plătit, pentru că acum nu mai vine în viața mea pe aici. Și da, dacă vreți să mai colaborați cu mine, scrieți-mi pe Instagram și dacă o să fiu pe acolo, probabil o să zic nu, sau o să vin și o să vă salut și o să filmăm 3 secunde. La 3, ca de obicei, Alpaca King Out, 1, 2, 3, fă tu la. Păi, nu știi cum? Bă, da. Păi. Respect, zici respect. Respect! Respect! Respect!